Numele meu e Peter Parker. Sunt sigur că știți povestea mea. Am salvat orașul, m-am îndrăgostit, apoi am salvat orașul iar și iar și iar. Sunt pe reviste, pe cereale, am făcut și un album de Crăciun, chiar și o acadea cam ciudată. Dar asta nu e despre mine. Sau nu mai este. Omul Păianjen apare odată pe zi, țop, țop, țop cu masca aia lui și nu răspunde în fața nimănui. Te iubesc, Miles? Da, știu, tată. Trebuie să zici și tu înapoi, te iubesc. Tată, pe bune? Vreau să aud. Uite unde suntem. Tată, te iubesc. Tată, te iubesc. Recepționat. Numele meu e Miles Morales. Sunt singurul și unicul om păianjen. Cel puțin așa credeam. Știi ce e un super accelerator? O să-ți placă. Se deschide dimensiunea. Ești ca mine? E imposibil. De Crăciun. Fii atent, puștule, ascultă. Cartoful ăsta e universul tău. E ulios, ciudat, scârbos. Și cartoful ăsta delicios e universul meu. Deci vrei să înveți să fii omul păianjen? Poți să mă înveți? Normal că pot. Hai cu pânzele. Da, am reușit. Ai reușit. Apasă de două ori ca să le scoți și cu ele înapoi. Bine. Acum. Pânzele. Ai talent. Pânzele. Pânză. Salut, băieți. Tu cine mai ești? Gwen Stacy. Sunt dintr-o altă dimensiune. Câți oameni păianjeni mai există? Salut, băieții. Bună! Mai ciudat de atât n-are cum să fie. Ba, poate fi mai ciudat. Bine. Trebuie să ne întoarcem în universurile noastre acum. Brooklynul se va prăbuși. Familia mea locuiește în Brooklyn. Miles, ce s-a întâmplat? Ăsta nu e orașul tău. E al meu. Dacă nu distrug acceleratorul, niciunul dintre noi nu va mai avea la ce să se întoarcă. Nu uita, ce te face diferit? Haide! E ceea ce te face omul păianjen. Domnule polițist, te iubesc. Stai, ce? Omul păianjen în lumea păianjenului. Pe acolo, pe acolo. Înapoi, 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 înapoi. Animalele vorbesc în dimensiunea asta pentru că nu vreau să-l sperii. De Crăciun doar la cinema.